Bună ziua și bine ați venit la lecția 18 de limba română din cartea de clasa a 3-a, Caiet de vacanță. Și lecția noastră de astăzi se referă la substantiv. Este o lecție de gramatică despre substantiv, dragii mei. Ce sunt substantivele? Sunt părți de vorbire. Substantivul este partea de vorbire flexibilă, adică își schimbă forma în funcție de gen, număr, caz și de locul pe care îl ocupă în propoziție, care denumește ființe, lucruri, fenomene ale naturii, zone geografice, localități, munți, ape. Cum recunoaștem substantivele? Substantivele se pot număra. O sticluță, două sticluțe, un creion, două creioane. Toate părțile de vorbire care se pot număra sunt substantive. Substantivele sunt comune, care denumesc lucruri, animale, fenomene, obișnuite, fără să le dea numele lor propriu. Și substantive proprii, care exprimă numele unei persoane, numele unei țări, numele unui oraș, numele unei cărți, numele unui film, numele unei localități și tot așa. Substantivele comune se scriu cu literă mică, și substantivele proprii se scriu cu literă mare. Există totuși și o situație când substantivele proprii se scriu cu literă mare. Atunci când substantivul comun, se scrie cu literă mare. Substantivul comun se scrie cu literă mare atunci când este primul cuvânt din propoziție. Substantivul comun se scrie cu literă mare atunci când este primul cuvânt din propoziție. Substantivul propriu se scrie totdeauna cu literă mare, oricare ar fi locul lui în propoziție. Să lucrăm. Completați lista substantivelor proprii cu altele. Nume de persoane. Ilie, Gheorghe, Bogdan, Nicolae, Damian, Alexandru, Andrei, Corina, Florina, Alina, Carmen, Andreea, Miruna, Daniela. Nume de familie: Popescu, Marinescu, Neacșu, Ionescu, Neagu. Nume de localități: Ștefănești, București, Iași, Voluntari, Corbeni, Craiova, Calafat, Giurgiu, Timișoara. Nume de sărbători: Crăciun, Paște, Anul Nou, Sfânta Maria, Sfântul Ion. Nume de cărți: Pinocchio, Cuore, Micul Prinț, Amintiri din copilărie, Capra cu trei iezi. Nume de străzi: Primăverii, Olteniței, Șoseaua Giurgiului, Dimitrie Cantemir, Bulevardul Mărășești. Nume de școli: Școala George Topârcean, Școala Nicolae Bacovia, Liceul Mihai Eminescu, Grupul Școlar Petru Rareș.
Ia să vedem. Țara noastră se numește România. Capitala țării este orașul București. Substantivele proprii România și București s-au scris cu literă mare. Pentru că România denumește o țară și București denumește un oraș, capitala țării. Dar avem și substantivul comun țara, care s-a scris cu literă mare. Țara noastră se numește România. Țara s-a scris cu literă mare, deși este substantiv comun. De ce? Pentru că este primul cuvânt din propoziție. În a doua propoziție, capitala țării este orașul București. Substantivul comun capitala s-a scris cu literă mare. De ce? Tot așa, pentru că este primul cuvânt din propoziție. Menționați care sunt substantivele proprii și care sunt substantivele comune. Tudor Vladimirescu s-a născut în comuna Vladimir din județul Gorj. Tudor Vladimirescu, substantiv propriu. Comuna, substantiv comun. Vladimir, substantiv propriu. Județul, substantiv comun. Gorj, substantiv propriu. El a înălțat steagul luptei pentru dreptate, pornind din câmpia Padeșului. Steagul, substantiv comun. Luptei, substantiv comun. Dreptate, substantiv comun. Câmpia Padeșului, substantive proprii. Tabăra și-a stabilit-o în București, lângă Cotroceni. Tabăra, substantiv comun. București, substantiv propriu. Cotroceni, substantiv propriu. Poporul cinstește memoria acestui mare patriot. Poporul, substantiv comun. Memoria, substantiv comun. Patriot, substantiv comun. Numărul substantivelor. Atunci când substantivul denumește o singură ființă, un singur fenomen sau un singur obiect sau animal, se află la numărul singular. Și când denumește mai multe obiecte, mai multe ființe, mai multe animăluțe, mai multe fenomene, este la numărul plural. Peste vârf de rămurele trec în stoluri rândunele. Vârf este la numărul singular. Rămurele este un substantiv la numărul plural, că sunt mai multe ramuri. Stoluri este la numărul plural, că sunt mai multe. Rândunele, tot la numărul plural, pentru că sunt mai multe. Ce denumește substantivul vârf? Un loc. Capătul cel mai de sus al muntelui. Sau capătul cel mai de sus al pomului. Dar substantivele rămurele și stoluri. Rămurele, crengi. Acest substantiv denumește un obiect, mai multe obiecte. Stoluri. Acest substantiv denumește un grup sau mai multe grupuri de păsări. Deci niște ființe. Ca să poată denumi mai multe lucruri, ființe sau fenomene ale naturii, substantivele își schimbă forma. La singular ploaie, la plural ploi. La singular creangă, la plural crengi. La singular noapte, la plural nopți. La singular frunză, la plural frunze.
La singular pasăre, la plural păsări. La singular clipă, la plural clipe. Substantivul poate denumi un singur lucru, o singură ființă, un singur fenomen al naturii și atunci spunem că este la numărul singular, așa cum v-am spus și adinaur. Sau poate denumi mai multe ființe, fenomene ale naturii, lucruri și atunci este la numărul plural. Treceți următoarele substantive la numărul plural. Creion, la plural creioane. Carte, la plural cărți. Caiet, la numărul plural caiete. Stilou, la numărul plural stilouri. Ghiozdan, la numărul plural ghiozdane. Masă, la numărul plural mese. Cuier, la numărul plural cuiere. Spuneți care substantive sunt la numărul singular și care la plural. Codru, numărul singular. Case, numărul plural. Păduri, numărul plural. Câine, numărul singular. Vânător, numărul singular. Alegeți 6 substantive și precizați-le felul. Vulpe este substantiv comun. Iași este substantiv propriu. Dunărea, substantiv propriu. Creion, substantiv comun. Literă, substantiv comun. Maria, substantiv propriu. Telefon, substantiv comun. Mulțumesc pentru participare. Dacă v-a plăcut lecția, vă rog să lăsați un like. Și pentru că acesta este un canal gratuit, ca să-l pot menține gratuit în continuare, am nevoie de un număr foarte mare de abonați. Așa că vă rog, dragii mei, să vă abonați. La revedere!